Bun găsit la destinația anului! Sunt Dana Gonț și astăzi vă invit să descoperim Oradea, să pătrundem în clădirile sale spectaculoase, să admirăm zidurile cetății, să cunoaștem oameni minunați și să ne bucurăm de un oraș ce musai trebuie descoperit. Alături de cele două echipe de exploratori, Romanian Thrills și Valize Vesele, suntem gata să pornim la drum. Să înceapă destinația anului! Ne revedem cu forțe proaspete după ce săptămâna trecută am cutreierat Maramureșul. I-am cunoscut oamenii și am simțit vibrația unui pământ care respiră în ritmul clopotelor din vechile biserici și al apei ce se revarsă din cascadele impresionante. Am purtat cu mândrie portul popular și ne-am bucurat de tradițiile atât de bine păstrate de oamenii locului. Astăzi vă invităm să descoperim, alături de cele două echipe, un oraș ce impresionează prin arhitectură și istorie. Clădirile de patrimoniu și palatele cerenasc fac din Oradea singurul oraș din România ce se poate mândri cu titulatura de oraș Art Nouveau. De îndată ce poposesc în Oradea, Andreea și Vlad o iau la pas spre centrul orașului, pregătiți să descopere bogățiile pe care acestea le oferă cu atâta generozitate. Am ajuns în cele din urmă și în Oradea. Chiar a fost o bucurie pentru noi să aflăm că orașul este printre cele 6 destinații finaliste în destinația anului 2021. Mai ales că acum câteva luni am avut un city break aici și ne-a plăcut tare, tare mult. Exact, da. Pentru noi, încă de atunci, de când am ajuns aici prima dată, Piața Unirii, zona în care suntem și acum, a fost așa ca un muzeu arhitectural în aer liber. Ne-am lipit de zona asta și am petrecut câteva ore, ceea ce o să facem și astăzi, vom explora toată zona aceasta. Da, și sperăm să descoperim noi povești. Ești pregătit? Ce mai pregătit? Să pornim! Oradea este un oraș elegant, cu un aer occidental. Nu puțin sunt cei care cred că Piața Unirii din Oradea poate fi comparată cu piețele Vienei sau Budapestei. Aici au fost reabilitate unele dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului, construite în stil secesion, bizantin sau Art Nouveau. Ne îndreptăm către Georgiana și Vlad, căci ei au descoperit una dintre cele mai spectaculoase clădiri din Oradea. Ce bine îmi pare că am ajuns și la Oradea. E o surpriză plăcută pentru noi, mai ales că atunci când am văzut-o nominalizată, ne-am bucurat foarte mult, pentru că nu am mai fost aici. E prima oară. E prima oară, mai ales de când s-au renovat clădirile, centru istoric, și au început să apară tot mai multe opțiuni de turism. Exact. Chiar eram foarte, foarte curios să vedem cum arată toate clădirile pe care le-am văzut în poze. Mi s-au părut foarte frumoase și chiar sunt foarte frumoase și în realitate, foarte instagramabile. Păi am început cu cel mai reprezentativ monument pe Instagram, probabil, sau pe rețelele sociale, Palatul Moscovici Micșa, care e construit într-un stil foarte interesant, secesion, prin anii 1900. Sunt foarte multe clădiri de genul ăsta, se pare așa o combinație între stilul Gaudi și stilul post-1900, așa că putem să ne facem și noi o poză. Dornici să simtă pulsul locului, cei doi veseli exploratori, Andreea și Vlad, străbat haihui străduțele orașului. Peste tot este ceva de privit și de admirat. Printre obiective, la loc de cinste sunt primăria, turnul cu ceas și Palatul Episcopal. Ce bine e să stai și să privești așa un pic orașul. Mi se pare formidabil cum Oradea în ultimii ani a prins atât de multă notorietate și s-a mișcat așa repede lucrurile aici. Și cumva te zici că e un paradox și că în Ardeal se zice că e mai lent, așa, totul se desfășoară mult mai lent. Dar avem exemple aici în oraș că lucrurile nu stau chiar așa de fapt, știi? Atunci când se vrea, se poate. Da. De exemplu, uite și Palatul Episcopal, care e chiar în spatele nostru. Știi că acum 3 ani a fost mistuit de flăcări și s-au mobilizat toate autoritățile, comunitatea locală și l-au făcut într-un timp record de câteva luni.
o plimbare revigorantă, Georgiana și Vlad ajung la Casa Darvaș la Roș, primul muzeu dedicat curentului Art Nouveau din România. Suntem în Casa Darvaș la Roș, din Oradea, una dintre cele mai frumoase clădiri pe care le puteți vizita. Cred că tu ai aflat mai multe despre proprietarii ei. Păi, Darvaș era un mic industriaș de origine ungară, a făcut exploatări forestiere și pe vremea aia se făceau mulți bani, poate ca și astăzi. Și la Roș era bancherul elvețian care a venit și au început să facă afaceri împreună, să-și extindă afacerea. În perioada respectivă, anii 1900, în perioada Belle Époque, îți etalai averea și poziția socială prin case, vile, cât mai fastoase. Și atunci curentul din monarhia austro-ungară era curentul Art Nouveau, mai specific secesion. Mai specific, exact. Plus că e proximitatea de Budapesta și proximitatea de Viena. Cu siguranță, arhitecții erau la fel de origine ungară, care se inspirau din ce făceau austriecii și stilurile astea au rămas foarte puțin păstrate în România, se găsesc în partea de vest. O adevărată bijuterie arhitectonică, Casa Darvaș la Roș își întâmpină vizitatorii cu hărți interactive, vitralii spectaculoase și piese valoroase originale. Recunoaștem elemente reprezentative pentru stilul secesion vienez în stucaturile ce decorează tavanul sufrageriei. Întregul etaj e decorat cu mobilier elegant de epocă. Dormitorul încă mai păstrează piese din lemn de paltin vopsit alb în stil neorococo. Atenția la detalii ne impresionează și ne simțim călători într-un spațiu rafinat al vieții de la începutul secolului 20. Stăm o clipă și respirăm adânc, căci următorul obiectiv este unul nu doar pentru ochi, ci și pentru suflet. Un alt punct important pe care trebuie să-l vizitezi ca turist atunci când ajungi în Oradea este Sinagoga Neologă Sion. Și pentru că ne apropiem și noi de ea, o să intrăm și chiar mă bucur că de data asta avem ocazia să vedem și interiorul. Este a treia sinagogă ca mărime din Europa, o replică modernă a sinagogii din Nürnberg. În interior, pictura este integral inspirată din stilul maur. Stâlpii de fontă ne ghidează privirea spre zona sacră, delimitată printr-un grilaj decorat cu motive florale, elemente ce anunțau timpuriu prezența stilului Art Nouveau în Oradea. În 1878 e... Anul când s-a finalizat construcția. Da. Deci din 1878 această sinagogă aici de, în Oradea. De atunci plăcuța. Da, sigur. Să pe același loc. Da, chiar frumos. A meritat să intrăm. Clar. Da. Nu? Da, total de acord. Exploratorii noștri neobosiți continuă să ne surprindă cu momente ce ne rămân bine întipărite în memorie. Și cum ar putea altfel când oriunde ne îndreptăm privirea ne răsar în cale clădiri și monumente ce par desprinse dintr-o altă lume? Unde suntem, Georgiana? Am ajuns la Teatrul de Stat Regina Maria din Oradea. Și este amplasat chiar pe marginea malului Crișul Repede, de partea stângă. Este unul dintre cele mai vechi teatre de aici. S-a construit... Are mai mult de 100 de ani. Da, chiar au celebrat aniversarea 120 de ani de existență. Între 1899 și 1900 l-au construit într-un singur an. Toată minunăția asta de aici e în stil neoclasic pe afară, dar cel mai frumos cred că este înăuntru. Georgiana și Vlad ne introduc într-un spațiu al rafinamentului, locul în care răsună aplauze și muzică de mai bine de 100 de ani. Teatrul Regina Maria, una dintre primele clădiri iluminate electric din Oradea, cu o acustică de invidiat și o arhitectură pe măsură. Orașul ne vrăjește clipă de clipă. E timpul însă pentru o pauză. Avem nevoie de energie, căci noi descoperiri ne așteaptă. Să știi că ăsta e momentul preferat al zilei, când după o plimbare pe aici prin centru, stai jos așa la umbră și te răcorești. Total de acord cu tine. Nu merită decât să ciocnim pe motivul ăsta și să sperăm că peste tot o să avem momente de astea faine.
miraculoasă. Da. E vremea pentru noi povești. Palatul Baroc le oferă celor de la Romanian Thrills șansa unei incursiuni elegante în istoria Oradei. Palatul Episcopiei Romano-Catolice, alături de șirul canonicilor și Catedrala Romano-Catolică, constituie cel mai amplu complex construit în stil baroc din România. Clădirea are 100 de camere și tot atâtea ferestre câte zile are un an. Este opera arhitectului vienez Franz Anton Hillebrand, cel care a gândit și palatele regale din Budapesta și Bratislava. Oradea este un oraș neobosit, ale cărui istorie ajung peste tot în lume, datorită vizitatorilor tot mai numeroși pe care îi găzduiește an de an. Cu atât mai mult cu cât anul trecut a fost desemnată una dintre cele mai sigure destinații din Europa. Odată ajuns în Piața Unirii, ne-a atras atenția biserica din spatele nostru și ne-am apropiat de ea și am observat că se numește Biserica cu Lună. Câteva informații despre biserică și de unde denumirea Biserica cu Lună? Da, este vorba despre una dintre cele mai importante monumente istorice din oraș. A fost construită în anii 1784-1790 și este o biserică ortodoxă în stil baroc. Deci acest lucru este un lucru foarte interesant, aș putea să spun. De unde vine numele de biserică cu lună? Da. De vorba de acel dispozitiv care se vede în partea de mijloc a bisericii, este de fapt o sferă care indică exact fazele lunii. A fost mecanismul care stă în spatele acestui sfere, a fost proiectat și executat de către un german din Oradea în anii 1793, la câțiva ani după ce a fost înaltă biserica, și este un mecanism foarte ingenios. E vorba despre un pendul mare care e un sistem cu roți dințate și foarte interesant, sunt două axe mici care unul merge la cea și celălalt la această sferă și de atunci, din 1793, acest mecanism funcționează și este admirat de către toată lumea. Biserica cu lună, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, reușește să scape neatinsă de marele incendiu din 1836, astfel încât se păstrează și astăzi în forma originală. Decorațiunile interioare îmbină elemente de stil rococo cu cele neoclasice. Din 1920, biserica a fost ridicată la rangul de catedrală. Plină de povești, ne bucurăm de tot ceea ce Oradea ne oferă cu atâta generozitate. Încă unul din locurile pe care n-am reușit noi până acum să le vedem în Oradea, dar pe care le vom vizita în momentul acesta, este Muzeul Țării Crișurilor. Și am așa un sentiment că va fi pe placul nostru și că vom fi plăcut surprinși de ceea ce vom găsi aici. Tu, ce părere ai? Sigur, mai ales că, cum ai zis tu, nu l-am văzut niciodată, deci totul o să fie nou. Perfect, hai să mergem. Hai. Muzeul Țării Crișurilor adăpostește numeroase comori în secțiile sale de artă, istorie, arheologie, etnografie și științele naturii. O piesă deosebită este și monoxila expusă în muzeu. Barca de lemn, lungă de 13 metri, a fost descoperită în anii 70 pe malul Crișului Repede și datează din secolul XI. Secția Științele Naturii, transformată într-un tunel al timpului, îi surprinde pe temerarii noștri exploratori. Spațiul ne poartă prin erele geologice care marchează evoluția vieții. Descoperim chiar fragmente din scheletul unui mamut găsit în Oradea. Da, e foarte frumos. Și eu frumos așa că e dinamic. Ce mare scolții ăia? Deasupra acestuia rulează o animație 3D ce proiectează o reconstituire a specimenului de mamut. În spațiul rezervat zonei de biologie sunt reproduse medii de viață cu plante și animale, unele chiar dispărute din acest areal geografic. Un alt punct de atracție este și vivariul, ce adăpostește peste 40 de specii locale și exotice de păienjeni, insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere.
Aici avem un banc de rechini, care se ceartă cu un banc imaginar de rechini. Oradea este un oraș ce a știut să-și țină la oaltă, ca într-o unică răsuflare, toate neamurile și credințele. Am ajuns în Catedrala Romano-Catolică, Episcopia Oradei, cu Otilo, ghidul nostru. Bine te-am găsit! Bine v-am regăsit la Oradea. Poți să ne spui puțin de catedrală, din ce secol datează, care-i povestea ei? Da, este un loc special, practic formează centrul sau nucleul, să zicem așa, unui complex baroc, care este format din mai multe clădiri, un palat episcopal, această catedrală, niște locuințe speciale pentru clerul catedralei, pentru canonici, și o clădire de seminar teologic. Această clădire este, practic, cea mai mare biserică de pe teritoriul României și cea mai mare construcție barocă din sud-estul Europei, din construcțiile eclesiastice, religioase, bineînțeles, care a fost construit într-o perioadă interesantă din istoria Oradei, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, la ceva timp, câteva decenii după ce Oradea a fost eliberată de sub ocupație otomană. Câți ani a durat construcția catedralei? Aproape 30 de ani. Biserica a fost consecrată abia în 1780, după ce a schimbat și arhitectul. Ultima fază a construcției a fost coordonată de către Franz Anton Hillebrand, un celebru arhitect austrian. Îl știm, de exemplu, după construcția lui din Schönbrunn, din Viena. Printre decorurile catedralei se remarcă, fără nicio discuție, decorul, pictura murală a domului, a cupolei, care este cea mai veche decorație, de altfel, al catedralei, este contemporană cu construcția, a fost făcută în 1774 și este opera unui pictor extraordinar de important în arta germană barocă, de Johann Nepomuk Schöff. Șirul canonicilor, impresionantul obiectiv compus din 10 clădiri unite prin 57 de arcade, se află și el pe lista celor de la Romanian Thrills. Seara se lasă peste Oradea prilej pentru cele două echipe să împărtășească explorările și poveștile zilei din orașul ce a reușit să-și păstreze trecutul atât de frumos și de viu. Cum vi s-a părut Oradea, fiind prima dată pentru voi aici? Impresionant! Chiar foarte fain, așa că pentru noi, ca primă vizită, chiar deosebit. Da, e Oradea o destinație de city break? E o destinație pentru turiști străini, cel puțin. Chiar cred că are un potențial destul de mare. Pentru noi a fost foarte fain. Pentru voi, care ați mai fost aici, cum vi s-a părut? Cred că am redescoperit Oradea, dar am văzut și locuri noi și am cunoscut și oameni foarte faini, dar cel mai bine ar fi să urmărim împreună poveștile pe care le-am găsit aici. Haideți! Haideți! Hai. Care ajunge aici în Oradea, pleacă acasă cel puțin cu o poză din pasajul Vulturul Negru și mai ales aibă în spate acest vultur și acest vitraliu. Care este povestea din spatele pasajului? În primul rând, de unde vine acest nume de Vulturul Negru? În acest loc a existat un han numit Hanul Vulturul, construit la începutul secolului XVIII-lea și pe urmă această construcție, care de fapt a înlocuit complet hanul anterior, a preluat acea denumire al hanului vechi. Da. Construită la începutul secolului 20, în doar 18 luni, wow. Ne uităm la această clădire impozantă, este deosebită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, dă o notă specifică arhitecturii pieței Unirii, fiind o arhitectură în stil secesion clasic, romantic, maghiar, ca să spun așa, și foarte bogat decorată cu elemente florare și cu elemente zooforme. Și ceea ce este foarte interesant față de alte clădiri în stil secesion, toate spațiile interioare sunt tot așa bogat decorate ca și fațada. Clădirea principală a avut destinația de hotel. A fost un hotel de lux, fiecare cameră decorată diferit față de cealaltă, dar pe lângă acest hotel deosebit de frumos,
funcționau în cadrul clădirii în total 60 de instituții în momentul în care a fost dată în folosință. Era casino, erau, bineînțeles, cafenele, baruri, ca și ziua de astăzi. În 1927 a fost o grindină puternică în oraș și practic a ciuruit complet sticla. A distrus complet și în 2007 a fost refăcut. Candelabrul sunt mai mult ca simplu, este cel original, da? Și este foarte reprezentativ pentru acest stil secesion, cu aceste linii care se ondulează. Deci toată clădirea, practic, este o clădire foarte reprezentativă pentru stilul secesion. Am ajuns la cetatea medievală din Oradea, unde sunt super entuziasmată să cunosc o echipă de oameni care fac reconstituiri istorice. Salutare, Bogdan! Bună ziua, bine ați venit în cetatea Oradea. Eu sunt Pare bine, Bogdan. Mulțumim de invitație, chiar o primire deosebită. Cum v-a venit ideea sau legătura cu cetatea Oradei, fiind o cetate într-adevăr atât de veche? În primul rând, cetate foarte veche, nu pare din exterior, dar a fost construită prin 1080 de Ladislau I. Și în cetate este un mormânt de templier. Avem acolo un mormântat și atunci ne-a venit ideea de a recrea ordinul templier prin echipament istoric plus lupte medievale istorice. Cavalerii erau persoane de rang înalt în societate. Da, erau nobili. În special cavalerii templieri, ca să fii cavaleri, trebuia să fii nobil. Da. Sergenților erau oameni de rând, erau echipați, aveau echipament negru, simplu se distingeau, în special, cum vedeți, eu sunt în echipament de templier de cavaler, care nu era la luptă. Se care distingeau, nu era la luptă, okay. Da, cavalerii de sergenți, când nu erau, se distingeau prin pelerină. Pelerina cavalerilor albă, sergenții neagră sau maro. Deci ordinul templiorilor, deși oficial nu mai este, este păstrat cumva viu prin ce încercați să faceți aici. Ne bucurăm tare mult că Oradea a fost nominalizată la destinația anului din România 2021 și vă invităm cu drag la masă. Oradea și-a spus povestea la destinația anului și ne-a făcut să înțelegem de ce sunt voci care spun vrem o țară ca Oradea. Este un loc care ne-a arătat că trecutul stă la baza unui viitor sănătos. Sperăm că v-au plăcut locurile pe care vi le-au arătat exploratorii noștri și că îi veți însoți și în ediția următoare. Până atunci, nu uitați, voi alegeți destinația anului pe destinațiaanului.ro. Sunt Dana Gonci și vă doresc călătorii de poveste. Pe curând!